Salutare și bine v-am regăsit la încă un video pe acest canal. Astăzi am să vă prezint și am să fac un mic review alături de Sony ZV-1. Acesta este un aparat compact premium care are la bază platforma RX100 de la Sony. Acest nou aparat se încadrează într-o nouă categorie de camere, aceea dedicată vlogărilor. Odată cu acest ZV-1 a venit și noul VPT2BT. Acesta este un trepied / mâner cu conectivitate Bluetooth care se conectează direct la ZV-1. După cum spuneam, ZV-1 este un aparat foto și video compact destinat vlogărilor. Vine cu un obiectiv cu o focală cuprinsă între 24 și 70 și are o diafragmă cuprinsă între f1.8 la 24 de mm și f2.8 la 70 de mm. Are un senzor de 1 inch, sistem de focus cu 315 puncte, care acoperă 65% din senzor. Noutățile cu care vine acest aparat este integrarea unui ecran articulat care se sucește la 180 de grade. Acesta permite o încadrare ușoară a subiectului, fie că este o persoană sau un produs. Pe lângă asta, majoritatea aparatelor de vlog vin cu un sunet nu tocmai bun, astfel ZV-1 de la Sony integrează un microfon cu 3 capsule. Acestea captează sunetul direcțional din față sau din spate pentru a oferi o calitate mult mai bună celor care fac vloguri consistent și neforțând viitorii posesori să-și cumpere un microfon capabil, deoarece acesta este integrat în cameră. În partea de sus mai observăm o patină pentru atașare de blitzuri sau lămpi video. Butonul de record este mărit și este separat față de cel de declanșare. Slotul de card este unul SD UHS-1. În continuare am să vă prezint și gripul cu Bluetooth. Acesta se atașează prin intermediul filetului de 1x4 inch la cameră. Permite rotirea camerei pentru a accesa controlul rapid atât din față cât și din spate. Butoanele prezente pe acestea sunt un buton de foto care permite autofocusul și după aia declanșarea, un buton care începe înregistrarea video, un buton care încuie toate aceste butoane, un buton programabil C1 care se regăsește și pe cameră. De asemenea, mânerul se poate transforma în trepied. Alimentarea acestuia se face prin intermediul unei baterii CR2032, care este tot de la Sony. Conexiunea între aparat și mâner / trepied se face prin Bluetooth și aceasta oferă o mai ușoară utilizare și manevrare a aparatului. Cam aceasta este prezentarea pe scurt a celor două dispozitive. În continuare am să vă prezint ce am filmat cu ZV-1. Salutare și bine v-am găsit la un vlog de data aceasta. Am primit de la cei de la F64 noul Sony ZV-1, alături de care vreau să fac un video de tip vlog, când asamblez un nou calculator de editare foto. Am optat pentru carcasa Fractal Design Era. Aceasta acceptă plăci de bază în format ITX. Placa de bază care o vom folosi este un B450 Gaming Plus de la MSI. Procesorul este un AMD Ryzen 5 3600 cu 6 nuclee. Ca alimentare
vom folosi un Fractal Design Ion SFX de 500 de W cu certificare Gold. Iar ca și placă video avem un AMD Radeon RX 5700. Această placă video vine cu o memorie de 8 GB și oferă suficientă putere de procesare pentru cele mai intense task-uri grafice, când vine vorba de editare foto și editare video. Pe partea de răcire avem un Celsius Plus de la Fractal Design. Acesta este o răcire pe apă all-in-one. Vine cu un radiator de 240 mm, era ITX, are un ventilator de 80 mm pe spate. Placa video se poziționează jos, iar aici vine scutul I/O pentru placa de bază. O să încep asamblarea prin a vă arăta mai întâi placa de bază. Pe placa de bază am atașat deja un kit de memorie RAM de la Kingston de 32 de GB la 3200 de MHz. Un SSD M2 NVMe KC2500 tot de la Kingston de 500 de GB, acesta fiind suficient de performant pentru rularea programelor și a sistemului de operare de pe acesta. După cum am spus, procesorul este un Ryzen 5 3600 cu 6 nuclee. Partea de conectivitate este formată din 6 USB-uri, un HDMI și un DisplayPort integrat pentru APU-urile de la AMD care au chip grafic integrat, un port de rețea, un modul de wireless și Bluetooth și 3 porturi jack pentru audio. La interior găsim câteva cabluri și cele 4 standoff-uri pentru alinierea plăcii de bază, placa de bază în carcasă, dar înainte trebuie să ne asigurăm că nu sunt cabluri care stau în calea celor 4 standoff-uri. Acum că am prins standoff-urile, placa de bază nu pleacă nicăieri. Ridicăm carcasa în picioare, dăm panoul la o parte. Se observă din spate că în cazul în care SSD-ul se strică, carcasa oferă suficient spațiu pentru înlocuirea. Următoarea componentă care ar trebui să o montăm este sursa. Aceasta este sursa, are 500 de W, certificare 80 plus gold. Este full modulară și are o garanție de 10 ani. Acum atașăm sursa. Ulterior urmând să conectăm parțial și cablurile de alimentare. Așa arată carcasa cu placa de bază și sursa atașată. Acum am cam terminat de conectat toate cablurile. Audio, butonul de power și de reset frontal, hub-ul USB 3.0 din față, procesorul, placa de bază, conectorul plăcii de bază a fost conectat și el. Acum urmează să acomodăm radiatorul și ventilatoarele în carcasă. Am atașat deja un ventilator. Urmează acum să aliniem și ruburile pentru al doilea. Am instalat radiatorul. Acum mă gândesc totuși să atașez placa video pentru a umple spațiul de jos, pentru a-mi da seama exact cum va fi wire managementul.
Placa video am instalat-o. Mai trebuie să-i conectez alimentările suplimentare. Așa arată interiorul. Este aproape plin. Cablurile nu se stă prea frumos, dar fiind o carcasă închisă nu se va observa. Însă este important să le grupăm pentru a avea un airflow decent. În partea de sus putem opta pentru panoul de lemn opțional sau un panou din mesh peste acest filtru de aer magnetic. În partea din față. Așa arată și cu toate componentele instalate. Acum că am revenit, după cum ați putut observa, Sony ZV-1 este un aparat compact, dar destul de capabil, mai ales pe partea de sunet și de claritatea imaginii. Autofocusul este foarte bun. Performanța ISO este rezonabilă. Se poate filma în condiții de low light cu un ISO de maxim 800 sau chiar 1600, în funcție de cum percepe fiecare zgomotul. ZV-1 mi se pare o cameră demnă de luat în vacanță pentru fotografi și vloggeri. Cu ajutorul acestuia puteți produce conținut pentru social media destul de ușor și cu o calitate mult mai bună decât ați face cu un telefon. Sony ZV-1 este disponibil la un preț de 3800 de lei la F64, gripul fiind disponibil separat la un preț de 700-800 de lei, împreună fiind un kit minim necesar pentru un vlogger sau un pasionat de fotografie care vrea să aibă un aparat bun pentru toate, dar mult mai calitativ decât un telefon mobil. Dacă mai aveți întrebări despre acest aparat, le aștept în comentarii.